La data de 29 martie, polițiști inspectoratului de poliție județean Călăraș au efectuat 34 de percheziții domiciliare în județele Călăraș, Ilfov și în municipiul București la persoane bănuite de săvârșirea infracțiunii de deținere de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal autorizat. În urma perchezițiilor au fost ridicați 21.880 de lei și 1.490 de euro peste o tonă de tutun, 11 dispozitive de mărunțiș tutun, 25.900 de tuburi goale de țigarete, 203.000 țigarete de import, 4.728 de țigarete confecționate artizanal și 4 cântare. În urma probatorului administrat, polițiștii au emis ordonanțe de reținere pe numele a 5 persoane din județul Călăraș. Acestea au fost încarcerate în centru de reținere și arestare preventivă Călăraș, urmând să fie prezentate parchetului de pe lângă judecătoria Oltenița cu propunere de arestare preventivă.